De azi și până pe 1 iunie avem jocurile copilăria. Am mai făcut asta și în alți ani, tot ajutați de Carrefour și jucăriile lor. E mai mult un pretext pentru noi să împărțim jucării. Nu poți pierde la jocul ăsta dacă intri în direct alături de noi. Avem premiu normal și premiu de consolare. Eu o să am grijă să fie la fel de valoros sau un destulător și premiu de consolare. Înscrierile se fac simplu pe a1.ro/neața/jocurile copilăriei. Acolo vă așteptăm cu o poză cu copilul vostru, că evident dacă avem premii jucării, e bine să avem și cui să le dăm. Deci ne puneți o fotografie acolo cu copiii din dotare și un gând despre un joc al copilăriei de care vă aduceți aminte. O să am nevoie de Nicolae! Vino, te rog, să-l înlocuiești pe colegul meu, Răzvan, care este istovit după primul concurs. Și o să el cu picioarele. Joci cu Ramona. Oh, wow, în locul lui Răzvan. Bucălaie, lasă, scoate de acolo ce. N-am nimic. Am, că n-ai copii. Hai, mă, îmi place robotul ăsta. Bă, l-ai luat fără de sus? Îmi place robotul ăsta. Băi, am și eu un robot acasă, mă tot țin să-l fac cu Fimiu. Îl am dinainte să fie gravidă soția și mi-am jurat că robotul ăla, care e ca un fel de Lego, va fi făcut când o să am un copil. Dar trebuie să mai crească când ghite piese. Da, el a rămas în rolul de ieri, să știi. Bun. Pentru astăzi am ales-o pe Gianina. Gianina e cu noi pe fir. Bună dimineața! Bună dimineața! Să rămână. În ce localitate ai numerit cu telefonul ăsta? Nu știu ceva. Perfect. Ce vârsta? Copilul? Nu tu? A, 29. 29, mulți înainte. Și copilul? Cel mare un an jumătate, cel mic o lună. Hopa! Okay. Aude! Ia stai să fac eu niște calcule. Căpăzit! A avut pauză 6 luni. A zis să-i faceți repede, nu? Că după aia poate vă pierdeți răbdarea. Exact. Bravo, Gianina! Seamănă prima lună de la al doilea cu primul copil? Seamănă? Nu. Nu seamănă, știu. Păi de-aia că Dumnezeu ne dă semne, ne lasă mai liniștiți, ci că la primul, ca la al doilea să... Bun! Păi eu nu te țin. Ce este primul copil? Fată, băiat? Să ambii băieți. Amândoi băieței, perfect! Atunci am să aleg eu două premii. Unu mare. Nu mă, bă, robotul, da, robotul, uite câte piese are. Păi, da, e mic, păi nu e pentru piesele alea mici. Asta e pentru... A, nu, interzis 0-3. Da, asta e pentru cei de pe 33 de ani. Da, scuze. Interzis, eu n-am avut asta. Păi n-ai avut. Bine, atunci o să aleg eu. Uite, hai, ce greu e pentru ăla de un an. Nu știu dacă avem suficient, ce să călenghitele. Teatru. Da, teatru, să ajungă ca tine să... Ce? Las, 3, dar tu cam toate sunt 3 plus. Fii atent, o să-ți trimitem bucătăria dacă iei premiul principal, dacă vei câștiga. Și premiul secundar, care trebuie să fie mai mic, este de consolare, o să fie ăsta de ne învață să mergem. Da, am avut și eu o sculă similară. Nu e premergător, că s-a interzis acum, cică. Baby walker. Avem ăsta, îl învață și să întoarcă la cap. Bun, foarte simplu. Gianina, trebuie să ne spui dacă joci alături de Ramona și Nicolae. Șotron jucăm astăzi. Pe timp. Cum e? Am slăbit, să știi doar. Sau joci alături de Florin și Bucălaie. Cu Florin și Bucălaie. Te pupăm! Băi, fiți atenți. Da, știm. Jocul are o cheie în timp. Ia. Cronometrul va merge tot de la 0 în sus. Puteți începe să săriți abia după ce ați nimerit cu discul pe 7. Pe 7. Jucăm o singură cifră ca la șotron, dar de data asta jucăm 7. Okay. Va trebui să vă deplasați în ordinea cifrelor, numai într-un picior, greu, până la 7. Unde? În același picior trebuie să vă aplecați, să vă luați discul, să-l recuperați, să-l aduceți colegului. Și cu întrebare. La 4 la 5. E greu. Îți prinsă, n-alunecăm între ele? Pentru că... Ele nu sunt prinse, vă rog să fiți... Nu alunecă, Badie, stai liniștit. Domnul fost... Dani. Domnul Dani, e cam greu. De ce e 3 cu 4 inversat? Miki a vrut să vă facă lucrurile deci... mai complicat. Că n-avem cum să sărim de pe 4 pe 5. E, n-ai cum. Cum să nu avem poate? Bine.
Florin. Bine. Puteți, puteți. Și cum e? Păi nu sar tu atâta într-un picior. 2, 3, 4, 5, într-un picior, da? Și după aceea. Băi, e greu, fiți atenți că e greu. Da, e greu, mă descalz. Descalză-te, da? Ramon. Da, normal. Deci cum e șotronul, trebuie să arunci cu ăsta pe un număr? Da, va trebui... Doar pe 7. Doar pe 7, ok. Puteți începe abia după ce ați reușit să-l puneți pe 7. Da. Eu nu am reușit. Nu ai reușit, deci nu încep. Deci se duce colegul după el, mi-l aduce până când nimerim. Poate să dureze jocul nostru. Un minut, 4 minute sau 22 de minute. Veșnicie. Ok, bun. Da, o să fiți finuți aici la... Și vrei să încep eu? Și acum ai sărit bam, 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 și acum bam, nu bam, am, bam, nu mai am vârsta, nici picioarele mi-a zăzut și leucoplaștii. Hai. Bun, aduceți-mi ăla, da? Hai, Ramon, copilul de mingi. Hai. Ramon. Nicolae, te rog să o ajuți pe Ramona până nimerește pe 7. Cu calma. Rămâne aici atunci. Rămâne atenție, cronometru, jucăm pentru Gianina. Jocurile copilăriei încep astăzi până pe 1 iunie. Încercăm să dăm premii grozave și super pentru părinții care se uită la viață. Când e? Îmi dai? Începem în 3, 2... Cine aruncă cu... Ramona, nu, stop cronometru, stop. Nu stop, lasă, că știu. Discul n-a fost punctul forte al Ramonei. Știu că îmi pierd mereu la disc, dar mi-e frică. Bun. Vezi? Du-te, Bade, du-te, Bade, du-te! Du-te, mișcă-te, că nu pleacă! E pe timp, Bade! E pe timp, Bade! Hai să... Nu înțelegi? Vezi că-mi lovești jucăria! Cred că a ales bine, Gianina. Start cronometru! Bravo! Ah, aproape! Dis... Dar stai acolo, Bade, stai acolo! Mai stau, da, 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 cu calm, bravo, 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 bravo! Flec, da? Da, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5... Stai, tare, tare! Yes! Să zice. Merge, 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 merge. 6, iar, 7, iar, iar și ai înapoi, Fior. Iar. Înapoi, 5. 5. 6. 6, 5. 6, 5. Acum, 6, 5. Acum, doamne, după 6, 5. E greșit, n-ai cum să sar de pe 5 până pe 4, e groaznic. Dar tu faci sport. Ce facem, mai dăm o dată sau ce fac? Dacă aș avea picioarele tale, eram campion național la enduro, ceasul merge. Da, dar vezi că ai și pustiță până aici. Continuați. Ce și ce mai facem? Dă Nicolae, dă Nicolae, ce să facem? Oricum am pierdut o grămadă de timp. Cu care? Păi asta spun. Bravo! 1, 2, 3. 3. 4. 4. 5. Hai cu avânt. Ăsta ești tu. 6, 7. Păi 6 acum. 6, 6, 5, 4. Înapoi. 3. 3, 2, 1. Mamă, ce bun e, Nicolae! Cât avem? 1 minut și 14 secunde. Bravo, te-am tras eu în jos, dar n-ai nu puteam cu rochița. Da, e și de la rochița, Ramon, ai dreptate. Da. Se mai echipa cu bun. Hai să vedem dacă putem bate 1 minut și 14 secunde. Și 14, da? Începe Florin, jucați pentru telespectatoarea noastră. Asta poate că, poate că reușesc să-l intimidez. Îmi treci prin față, așa mi-e norocul. Păi asta e unul. Start cronometru. Aoleo, ce-am aruncat. Bate. Hai. Gianina e cu sufletul la gură. Hai, Bubu! Nu pot să cred că n-ai... Dă-mi la 5, Florin, pe la 5. Ești bun pe frisbee, Florin. Bravo! Ia uite ce sare, Florin. Opa, opa! Pentru exemplu, cântăreț e bine. E bine. 6, 5, 4! 3, 2, 1... Merge ceasul! Cu calm, cu calm! Bun! Băi, nu pot să cred! Din prima! Ăștia ne bat, nu? Astăzi are copilul. Ne pasă până la 5. Ne-a bătut. Și 4. 3. 2. Bravo, Fecior! Top cronometru și... Ne înclinăm. 44. Ați bătut cu 30 de secunde de timp. Gianina, vreau să te ajut din tot sufletul meu. Vregeală. Și... Asta e a ta, bravo. Asta e a mea, mulțumesc. Bravo. Gianina, te las să alegi, pentru că echipa ta a câștigat. Vrei bucătăria... Sau vrei scula asta care l-a învățat pe cel mic să meargă proptit în ceva, fără să îl lovească? Ce ți-ai dori? Bucătăria. Luăm bucătăria, că e premiul cel mare, corect? Și bucătăria va ajunge la tine, la Suceava, te pupăm, te îmbrățișăm. Mulțumim că te uiți la neața, să rămână. Poți să zic ceva? Până pe 1 iunie taci, până pe 1 iunie avem premii grozave de împărțit. Vin de la prietenii de la Carrefour, unde, da, știți, se găsesc și jucării. Nu mergeți să ne luăm doar cartofi și ceapă.